Am participat la diferite conferințe, am interacționat cu diferiți oameni, da, deci expunerea la diferite medii și o diversitate și mi-am dat seama că, de fapt, da, vreau în continuare să fiu profesor, dar vreau să fiu profesor în mediul universitar. Zeci de adolescenți au aflat de la tineri de succes cum a fost drumul parcurs de ei spre succesul profesional, ce obstacole au întâlnit și cum le-au depășit. Aceștia le-au explicat și cum trebuie să-și creioneze o carieră de succes, că a învăța nu este suficient pentru a ajunge în vârf. Amănuntele interesante au făcut ca tinerii să stea mai bine de 2 ore în Amfiteatrul Colegiului Național Radu Greceanu pentru a asculta prelegerile din cadrul celei de-a 3-a ediție a conferințelor Inspiring for Future despre o carieră de succes organizate de Asociația George Poboran pentru copiii noștri. Consider că este foarte important să participăm la aceste evenimente, deoarece putem să învățăm foarte multe lucruri utile care s-ar putea să ne ajute pe viitor. Foarte interesant faptul că aceste persoane chiar s-au străduit să ajungă aici, să vorbească cu noi, să folosească un anumit limbaj. Mi s-a părut ceva foarte interesant, adică majoritatea lor din ziua de azi nu stau acasă, se uite pe internet cum se face un CV, cum se aplică, cum e la o facultate, toată lumea e... Mă duc afară, mă duc, mă joc, mă duc la școală, vai, am test. E așa o privire mai overall, ce se întâmplă în viața reală, cum, ce trebuie să faci. E, nu știu, o explicație foarte bună pentru viitor. Crezi că te ajută astfel de întâlniri? Da, personal, adică petrec timp pe internet și făcând chestii precum ce ne-a fost astăzi explicat, dar multă lume nu face ceva ce le deschide ochii. Nu știu, nu te duci, te în facultate și te angajezi. Nu e așa simplu. Trebuie să fie o legătură între ele. Conferința de la finele săptămânii trecute nu este nici prima și nici ultima din cadrul seriei desfășurate cu scopul de a veni în sprijinul adolescenților aflați în căutarea drumului în viață, susțin organizatorii acțiunii. Este vorba despre o conferință care se numește Inspiring for Future, destinată adolescenților și este la 3-a ediție și încercăm să aducem în fața tinerilor oameni deosebiți, oameni tineri, care să le vorbească despre carieră, despre urcușurile și coborâșurile pe care le-au avut în carieră și despre cât de ușor sau greu le-a fost să ajungă unde și-au propus. Proiectul nostru va continua atâta timp cât vom reuși să aducem invitați în fața tinerilor. Asociația George Poboran pentru copiii noștri desfășoară o serie de proiecte, unele cu caracter educativ, altele social, menite să-i ajute pe adolescenți și tineri. Acestea sunt desfășurate de obicei în parteneriat cu unitățile de învățământ din județ.